Doamnelor și domnilor, am ajuns la o concluzie. Niciodată nu e prea târziu. Fericirea poate fi găsită oricând. În sticluțe mici sau mari? Păi de unde știi tu cum e sticluța omului? Ai văzut tu sticluța? Mai bine îl întrebăm pe el. Exact. Alin Oprea! Păi s-ar putea să fiu alt Alin. Și mai fericit pari. Mult mai fericit. Bine v-am găsit, dragii mei. Îmi bate inima acum ca prima oară când a fost la tine la emisiune, te o spun sincer, pentru că așa în noul Alin, cum ați zis voi mai devreme, sunt pentru prima oară la voi mai la emisiune. Mă bucur extrem de mult, întotdeauna emisiunea ta și acum emisiunea voastră a fost pentru mine un talisman norocos și sper ca și de data asta lucrurile să fie la fel. Adică iată, venind pentru prima oară la voi și în această nouă ipostază, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să mă întâlnesc cu telespectatorii voștri dragi. Cu atât mai mult cu cât noi ne-am oprit asupra părții frumoase a poveștii prin care tu ai trecut. Poveste pe care dacă o citești repede și cumva în diagonală, nu-i frumoasă deloc. Dar, în urma ei, ție ți s-au întâmplat lucruri și lucruri bune. Până la urmă, acolo voiam să ajung. Numai ai 15 ani, ai mintea unui om matur, știi să alegi, ai făcut-o deja și viața ta s-a schimbat. Acum, întrebarea mea se adresează de fapt, îți este adresată de fapt pentru cei care în momentul ăsta suferă într-o dragoste pe care nu mai simt și se gândesc, mai e prea târziu. Odată trecut de 30-35 de ani, cine mă mai ia pe mine? Ce să mai... M-am obișnuit așa, e al meu și nu găsesc altul mai bun. Am văzut la un moment dat undeva pe net două poze alăturate. Într-una era așa un soare frumos, iarbă, era câmpia Edenului, știi? Și scria acolo, cum crede lumea că este evoluția spirituală sau trezirea spirituală? Și mai era o poză lângă, cu un măcel, cu trăznete, cu tunete, cu suferință, cu întuneric, cum e de fapt trezirea spirituală, știi? Cam asta se întâmplă și s-a întâmplat și la mine. Până la urmă, tot nu m-am trezit de-a lungul timpului. Am tot acceptat. Așa, știi, ca picătura chinezească să se încarce, până la un moment dat în care, dacă tot nu făceam nici cu un pasul ăsta, Dumnezeu mi l-a dat, a fost un pas extrem de dur, din păcate extrem de dur, dar, din fericire, noi oamenii învățăm de 10 ori mai mult, dacă nu de 100 de ori mai mult, dintr-o suferință decât dintr-o bucurie. Da. Sigur că din când în când primim câte o bucurie de la Dumnezeu, așa că să nu avem sentimentul că trăim degeaba pe aici și mai primim și noi cât un zăhărel, să zicem, știi, ca la dresaj. Însă nu venim să fim numai fericiți, venim să învățăm atât de multe lucruri încât dacă nu trecem și prin rai și prin iad în această viață, am trăit degeaba. Știi cum? Eu văd viața ca un film. Uh-huh. Nu știu dacă tu mergi sau telespectatorul ar merge la un film la care, din momentul în care începe filmul până se termină, e numai lapte și miere, toată lumea e fericită, se iubește și se termină. Cred că până la jumătatea filmului ne ridicăm și plecăm acasă. Așa e. Așa este și viața noastră. Este un film de acțiune. Cu bune, cu rele, cu bucurii, cu suferințe, cu momente dure, cu momente hardcore, cu momente de dragoste, cu momente de trădare. Nu? E un film până la urmă. Da. Eu îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat un film atât de complex și atât de intens, încât cred că am foarte multe de învățat. Am învățat deja foarte multe lucruri până acum și cred că de acum încolo voi învăța altele. Pentru că viața e dată ca un cadou enorm omului și trebuie să ne folosim de el, indiferent dacă percepția noastră este că e de bine sau de rău. Nu există bine și rău în lumea asta, există doar percepția noastră față de ceea ce se întâmplă. Hai să considerăm viața asta ca pe un film, așa cum l-ai spus. Ai spus doar că un film serial. Și să o luăm așa. Unul dintre episoade s-a încheiat. Cum necum, nu-i treaba noastră, voi știți mai bine. Hai să vorbim despre episodul care a început. Și despre iubirea ta, despre noua ta tinerețe și noua ta abordare. Când am vorbit prima oară cu și despre Medana, mie mi s-a părut un om foarte sigur pe el, extrem de calm, relaxat și care și pe tine te... Mă așează, mă da, te așează, și exact. Și îmi dă echilibru până la urmă. Uh-huh. De foarte multe ori mi-am pus întrebarea dacă viața aceasta este un destin
sau avem și liber arbitru. Adică, mm-hmm, domnule, venim aici și facem lucrurile așa cum ne-au fost dat să le facem, este scris într-o carte, într-un scenariu, sau avem dreptul să și alegem. Ele sunt și de un fel și de altul. Adică în momentul în care reușești să te ridici la un anumit nivel, poți să alegi deja ceea ce să se întâmple cu viața ta. Crezi că dacă nu alegi... Exact, asta vreau să te întreb. Dacă tu ai fi cunoscut-o pe Medana mai de mult, crezi că ai fi văzut-o așa cum ai văzut-o acum? Aș fi văzut o femeie extrem de frumoasă, de inteligentă și de carismatică, dar poate că n-aș fi văzut-o ca fiind îngerul meu păzitor și omul care a venit pe lumea asta pentru mine și invers. Asta voiam să zic. N-aș fi perceput poate lucrul ăsta și poate nici invers, nici n-ar fi perceput același lucru. Deci a fost noi când ne-am potrivit. Întâlnit la prima întâlnire, practic, noi eram într-o organizare de evenimente cu Florin Coaxinte, ea era cu alte evenimente de natură, să zicem, tot profesional în zona dezvoltării personale, psihologie, etc. Și ne-am întâlnit seara la un restaurant. E, când ne-am văzut, a fost, nu aș putea spune acea chimie, că noi spunem chimie întotdeauna când e o atracție între oameni. Între noi a fost o altceva, a fost o lumină, ceva special. Am avut amândoi senzația, mai ales după ce am și povestit ce am simțit în acel moment, că ne știm din totdeauna și pentru totdeauna și că întâlnirea asta trebuia să aibă loc pentru că ne cunoaștem foarte bine. Și Dumnezeu ne-a dus împreună în acest moment pentru a continua drumul vieții împreună. Asta am simțit amândoi în acel moment. Ai spus nu odată și aș vrea să o mai spunem o dată ca să se înțeleagă, cel puțin la mine peste tot așa scrie, faptul că nu, Medana este cauza pentru care tu ți-ai încheiat căsnicia, ca să fie foarte limpede pentru toată lumea care abia așteaptă să ne judece. Foarte bine punctat, Teo. Rar se întâmplă, dar acum eu pe tine cunoscându-te, sigur că mă surprinzi mereu, dar de data asta ai punctat perfect, pentru că nu are legătură un divorț și ar trebui să nu aibă cu faptul că ți-ai găsit pe cineva. Tu nu divorțezi de soția ta pentru altcineva. Asta e o prostie. Tu divorțezi pentru că acea căsătorie nu mai funcționează și niciunul dintre cei doi implicați în acea căsătorie probabil că nu-și mai doresc acea căsătorie sau nu-și dau seama că nu-și o mai doresc. Deci, practic, acolo se pune punct din cauza că nu mai merge acea căsnicie. A începe o relație nu începe pentru că ești singur și cauți acum un pansament așa și, vai, ți-e rău să nu fii singur. Mai bine stai singur și plângi și te superi și înveți și citești și te uiți la documentare și ieși cu prieteni în oraș și faci ce vrei tu, decât să intri într-o altă relație toxică, poate și aia, numai de dragul de a nu fi singur. Sigur. Intri, dacă într-adevăr îți găsești cu adevărat perechea și simți că ai un sentiment adevărat față de respectiva persoană și ești reciproc. Deci, n-are legătură divorțul meu cu faptul că eu m-am îndrăgostit de Medana și invers. Eu am divorțat, noi am divorțat din cauzele noastre interne. Și la revedere. Deci n-am divorțat pentru cineva. Înțeleg. Și nici cu Medana, de Medana nu m-am îndrăgostit pentru că eram singur și n-aveam de cine să mă îndrăgostesc. Nu, chiar nu-mi doream. Mi-aș fi dorit, eu nici chiar aveam sentimentul că ar fi bine să stau o perioadă singur, să văd de treburile mele, să mă refac, etc. Dar Dumnezeu a hotărât că varianta de a ne aduce pe noi doi împreună este... Știi, la noi 1 plus 1 nu fac 2, fac 3. Cam așa suntem noi doi. Cum așa? Nu știu, e o magie acolo între noi. Facem toate lucrurile împreună, avem aceleași valori, aceleași principii de viață. E ca și cum am fi crescut ca doi, să zicem, hai să zicem frați. E un pic ciudat, dar ca și cum suntem făcuți de aceeași mamă și am crescut în aceeași casă și am făcut același lucru de mici și mergem mai departe. Doar că nu s-a întâmplat așa. A fost fiecare în familia lui și a crescut aproape perfect similar. Foarte interesant. Vă și unesc foarte multe lucruri. Una dintre ele este arta. Iubita mea, Medana, clujanca voastră și a mea. A ta să fie! Că vorba aia, singur, atât de singur, nu mai era cazul să-i cânti. Nu mai era, nu. Da. Chiar mă gândeam acum la piesa atât de singur că e
Au trecut 30 de ani de când am compus, da, să știi. Da, aveai 19 ani. Și, da, și liceu, mă bucur că încă generația tânără cântă această piesă și chiar, culmea, la petreceri, la cheful, ar trebui să se distreze și să... Mă rog, la 4 dimineața intră la fix după un șpriț. Intră la fix. Când îți mai aduce aminte. Știe bursucul. Îți mai aduce aminte că te-a părăsit. Da. Încep să-i cânti. Exact. Acum merge și cu story. Și cu... În momentul în care ai întâlnit-o pe Medana, tu ți-ai dat seama că ea este cea care îți trebuie. Câte întrebări ulterioare ți-ai pus? Oare nu cumva m-am înșelat? Oare nu cumva voi suferi din nou? Oamenii care suferă din dragoste au tendința să se întrebe dacă nu cumva experiența asta neplăcută se va repeta. Sigur că te întrebi. Nu-i așa? Sigur că te întrebi. În cazul de față, nu mi-am pus foarte multe întrebări, pentru că undeva în interiorul meu, intuiția mea și tot ceea ce era mai profund în mine îmi spunea că ăsta e drumul. Uh-huh. Practic, mintea mea se juca cu mine, însă ceea ce simțeam eu la nivel profund nu era o joacă. Era un sentiment total, simțeam că și din partea cealaltă e un sentiment total, iar în momentul în care eu am rămas, mă rog, destul de... Nici nu știu cum să zic... Aș face o metaforă. Uh-huh. Mai danez, așa. Da. Anul trecut, la o anumită perioadă, mi-am dat seama pe cine am lângă mine cu adevărat. Pentru că un om, nu poți să-l cunoști, pe un om nu poți să-l cunoști numai la bine, numai când ești sus, numai când ești în vogă, numai când faci o grămadă de bani. Tu cunoști omul adevărat de lângă tine, prietenul sau iubitul sau iubita sau ruda până la urmă când ți-e greu. Și Medana a fost lângă mine în cele mai grele momente din viața mea, pentru că eu ce am trăit anul trecut au fost cele mai grele momente din viața mea. Eu niciodată n-am fost atât de jos, niciodată. Nici din punct de vedere uman, nici din punct de vedere profesional, pentru că era pandemia și nu aveam activitate deloc. Deci nu câștigam nici măcar minimul necesar. Dincolo nu mai aveam acces la absolut nimic și practic era foarte greu, a fost foarte greu acel moment. Și omul care a fost lângă mine atunci cu absolut tot, de la A la Z, a fost Medana. Sigur, am redescoperit în acea perioadă cu bucurie că am o mamă pe care, din păcate, 23 de ani cât am fost în această căsătorie, nu aș putea spune neapărat că am neglijat-o, dar n-am fost atât de aproape de ea cum ar fi trebuit, pentru că partea cealaltă mă ținea tot timpul aproape de a ei și mă îndepărta de ai mei. Am fost acasă la mama, o să se uită la noi și să știi că te iubește foarte mult. Maia o cheamă pe mama, exact, ce frumusețe. Ca pe fetița ta. Da. O salutăm și mă bucur că am putut reveni și acasă în sfârșit. Probabil că atunci când m-am născut și eram blond și călionța și cu părul până aici și îmi limpezea părul cu ceai de mușețel, nu se gândea că o să stau departe de atâți ani, iar întoarcerea mea acum acasă pentru câteva săptămâni am fost și am stat acolo, cred că a fost pentru ea o mânghiere. I s-a întors băiatul acasă. S-a întors băiatul la el însuși. S-a întors băiatul acasă din toate punctele de vedere. Tu te-ai întors la tine, Alin. Nu numai acasă fizic. Tu te-ai întors în tine, omul pe care eu îl știu de 20 de ani. Simți că a fost un moment în care toate lucrurile astea te-au... A fost un declic brusc sau un proces de revenirea ta la tine? Inițial a fost un declic negativ, un declic în care nu știam încotro să o iau, pentru că aflasem niște lucruri mai puțin elegante pentru căsnicia noastră și am fost lovit foarte greu, pentru că nu mă așteptam, eu aveam încredere. Sigur. Total. Eu nu știu să ofer încrederea de jumate. Ori ți-o ofer, ori nu. Și oferisem de tot. Și atunci când ești înșelat, încrederea e dură. Și nu știam încotro să o iau în acel moment. După care, încet, încet, am început să îmi revin, așa cum spun, cu ajutorul Medanei, cu ajutorul mamei mele, cu ajutorul fratelui meu, cu ajutorul prietenilor care, așa cum se uită la noi și care întotdeauna m-au încurajat și mi-au dat o grămadă și o grămadă de sfaturi pe Facebook, pe YouTube, pe unde ne întâlnim noi, în mediul online. Și vă mulțumesc pentru faptul ăsta. E foarte interesant cât de mulți oameni și cât de multe lucruri știu oamenii când chiar te interesează să-i asculți. Noi nu-i ascultăm pe oameni, dar oamenii știu multe lucruri, să știi. Lumea nu e proastă. Așa deloc. Când afli și afli atât de multe lucruri încât spui tu, mă, am citit atâta în viața mea și oamenii ăștia simpli, unii dintre ei, mă învață mai multe lucruri decât toți filozofii din lumea asta, din cărți. Și pas cu pas am început să reaprind flăcările acolo unde s-au stins. Deși a fost foarte complicat, pentru că nu toată lumea a fost lângă tine. Foarte multă lume te-a judecat, te-a înjurat, te-a blamat. Pentru că oamenii n-au de unde să știe și nici nu-i treaba noastră să știm ce s-a întâmplat între voi. Dar avem nevoie asta de a judeca. Da, da, da.
Adică... Mai ales că în prima perioadă am și refuzat să vorbesc. Am zis că totul se calmează și reușim să ajungem absolut civilizat într-un loc în care fiecare vrea să ajungă. Da. Iar noi ăștia, fanii voștri, de exemplu, noi vă știm împreună, din totdeauna. Adică nu a existat niciodată unul fără celălalt. Și... Repet, Medena a fost lângă mine pas cu pas, are și o pregătire în domeniul ăsta, terminând psihologia, dar nu numai, are o intuiție extraordinară și faptul că am simțit iubirea asta atât de mare aproape de mine, pe mine m-a luminat și mi-a dat puterea să merg mai departe. Și aceste trei planuri în care lucrăm cu toții, spiritual, mental și fizic, am luat pas cu pas și am încercat să le dezvolt cât se poate de mult. Acum la televizor se vede doar planul ăsta fizic, de care sunt și eu destul de mândru, pentru că e destul de greu să ridici zilnic peste 10 tone de greutăți ca să-ți crească și ție acolo mușchiulețul așa un centimetru. Bursucul știe bine despre ce vorbesc. Nu e ușor nici să te menții slab, nici să pui masă musculară, nu e ușor deloc. Și când treci la partea mentală și spirituală, e poate chiar mai greu decât asta 10 tone de greutăți. Da, pentru că asta te duci, ai voință, determinare și le faci. La restul trebuie să depui și alte tipuri de efort și trebuie să te accepți așa cum ești și să accepți pe ceilalți așa cum sunt, să nu mai ai pretenții de la oameni, să încerci să elimini sentimentele de vinovăție și de rușine, indiferent ce s-ar fi întâmplat, pentru că, ok, nimeni nu e perfect, cu toții mai greșim și trebuie să știm să iertăm, dar să reușim să ne iertăm până la urmă și pe noi, ceea ce e foarte important și greu în același timp. Cel mai greu e să te ierti pe tine. Întotdeauna cel mai mare vinovat ești tu, întotdeauna. Noi îți mulțumim mult pentru tot. Eu vă mulțumesc și vă iubesc. Sperăm din suflet ca lucrurile minunate care ți se întâmplă să meargă tot așa și sperăm să o cunoaștem și noi pe Medena, pentru că vrem să vedem și noi cine ți-a adus ție așa un pocal plin cu fericire de mai un pic și de pe din afară. Eu sunt foarte curioasă. Deși eu sunt convins că dacă voi acum ați făcut mie surpriză de a mă invita în emisiune unde am venit cu cel mai mare drag și rămâne talismanul meu norocos, o să reușim și noi, Medena și cu mine, să vă facem într-o zi o surpriză. Doamne ajută! Ce ne cânti azi? Pentru că mi-am găsit îngerul păzitor, o să vă cânt o piesă care se cheamă Angel și sunt convins că deci o să cântați împreună cu mine. E o piesă pentru Medena, da. Hai să ascultăm împreună, alături de trupa Talisman. Salut, băieți, bine ați venit! Of, Doamne, Aline, nu mi-ai mai cântat atâția ani. Hai! Dar nici tu nu ai mai dansat. Nici eu nu am mai dansat, da.